domnilor, în timp ce românii care au credite în lei dependente de robor au ajuns să plătească rate duble în doar un an, clienții care s-au împrumutat în euro încă achită rate mai mici decât acum 5 sau 10 ani. Cu calcule și detalii, ni se alătură colega mea Adina Nănău. Adina, te ascultăm. Bun găsit! Rata plătită de un român care a luat un credit ipotecar de 250.000 de lei pe o perioadă de 30 de ani, calculat în funcție de indicele robor, a urcat de la 1.345 de lei, cât era în august anul trecut, la aproape 2.500 de lei în prezent, adică cu 81%. Mai exact, vorbim despre o creștere de 1.153 de lei în doar un an. În același timp, rata unui client care are un credit imobiliar în euro a urcat cu doar 7% și asta începând de luna trecută, după ce Euribor, dobânda variabilă în funcție de care se calculează creditele în euro, a revenit pe plus. De exemplu, pentru același credit, adică echivalentul la 50.000 de euro, în ultimii aproape 10 ani, rata s-a situat undeva la 211 euro, iar acum e 230 de euro, arată calculele calculatorului FinZoom. Așadar, epoca dobânzilor negative s-a încheiat și în zona euro și astfel în perioada următoare și ratele la creditele în moneda unică vor crește ușor. Nu trebuie să uităm însă că în ultimii ani cursul leu-euro a fost relativ stabil. Chiar guvernatorul Muguiri Sărescu a declarat recent că euro va rămâne sub nivelul de 5 lei, exact atât cât trebuie, cu atât mai mult cu cât avem un război la graniță. Și tocmai pentru a preveni supraîndatorarea consumatorilor, Banca Centrală a limitat la 20% gradul de îndatorare în valută. Adică rata la creditele în moneda europeană nu poate depăși 20% din venituri față de 40% la creditele în lei. Iar băncile cer în general un avans mai mare, cuprins între 25% și 40%. Adina, mulțumesc tare mult! Iar în direct cu noi este analistul Irina Chițu, expert în credite. Bună ziua și mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Bună ziua, bine v-am regăsit. În acest moment pare că aceste credite în euro sunt mult mai avantajoase și cred că românii care se gândesc să se împrumute în perioada următoare își pun această întrebare. Ce să facă? Acum, la un credit ipotecar, întotdeauna trebuie să te gândești că e o decizie pe termen lung. Și care sunt riscurile pe care ți le asumi? Pentru că acel risc, de exemplu, de a pierde veniturile sau să nu mai poți să-ți plătești creditul, există pentru orice tip de credit. Dar apoi mai există riscul de creșterea dobânzii, dacă te împrumuți cu dobândă variabilă, și riscul valutar, dacă iei credit în altă monedă decât ai tu și familia ta veniturile. Deci, dacă veniturile tale și ale familiei sunt în lei, prin contractarea unui credit în euro, îți asumi acest risc de curs valutar. Într-adevăr, euro a fost constant, în ultimele zile vedem chiar scade versus lei. Însă tu ții un credit pe 20-30 de ani. Este atât disconfortul acela lunar pe care l-ai de a schimba permanent în euro ca să poți să-ți plătești rata și plus pierzi bani întotdeauna prin conversie. Și nimeni nu poate să te asigure că în 20-30 de ani nu îți va exploda rata. Știm ce s-a întâmplat cu creditele în franci elvețieni. La fel, se credea că este o monedă foarte sigură și stabilă, însă s-a dublat în brusc. Deci, și dacă în aceste momente ar veni un român la dumneavoastră interesat să facă un credit destul de mare pentru o casă, ce i-ați recomanda? Dacă e să ne uităm și la ce se întâmplă cu roborul, la ce se întâmplă cu IRCC-ul? Întotdeauna trebuie să ne gândim să nu ne împrumutăm mai mult de 20-25% din venituri. Asta este regula generală pentru orice tip de credit. Și să ne facem calcule. Deci dacă vrem să dacă eu aș avea câștiguri în venituri sau acel consumator ar avea veniturile în euro, da? Venituri din străinătate, de exemplu, sau chiar în România, dar tot timpul stabilite în funcție de euro, atunci, da, este indicat să te duci către un credit în euro. Diferența, de exemplu, acum la dobânda anuală efectivă între ipotecarele în lei și cele în euro este de 2 puncte procentuale în defavoarea creditelor în lei. Sunt 8 bănci care oferă credite în euro.
chiar cu dobândă fixă, începând cu 4% sau cu dobândă variabilă, însă tot timpul să ai în cap acest lucru. Dacă tu nu câștigi în acea monedă, nu te muta în moneda respectivă, pentru că vei putea pierde. Nu spune nimeni, că nu se știe cum va evolua cursul euro, nu se știe cum va, nimeni nu știe cum va crește sau nu inflația, ce se va întâmpla la graniță. Deci cel mai bine, ca să reduci cât mai mult riscurile, adică din cele trei riscuri să rămâi cu cât mai puține. Și cele trei riscuri, așa cum spuneam, sunt de reducerea veniturilor, de riscul valutar și riscul de creștere a dobânzii. Și știu românii să evite aceste riscuri când vine vorba de credite. Vă întreb pentru că știm că au apărut acele date care arată faptul că de la începutul acestui an, față de aceeași perioadă a anului trecut, românii au făcut mai multe credite. Ce-i drept, valoarea acestora este ceva mai mică față de cele accesate anul trecut. În sold există 80% credite în lei. Au început să crească creditele în euro, dar în special pentru companii. Și apoi sunt persoanele care câștigă venituri din străinătate. Deci sunt foarte multe cereri de credite pentru românii care lucrează în străinătate și care doresc să-și facă aici, să-și achiziționeze o proprietate. Mai ales la partea aceasta, deci dacă este de sfătuit un consumator, în primul rând să-și facă toate aceste calcule, să dea un avans cât mai mare ca să se împrumute cât mai puțin, să se împrumute cu dobândă fixă pe o perioadă cât mai lungă și dobânda fixă să fie cât mai mică. Și sunt în continuare în piață, la bănci, oferte de credite ipotecare cu dobândă fixă, atât în lei cât și în euro, mică, începând cu 4% la euro și începând cu 6% la lei. Mulțumesc, deci, mulțumesc tare mult, doamna Irina Chițu, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Scurtă pauză acum, doamna.